Bună ziua! Avem alături de noi la interviurile PS News de astăzi pe domnul Gelu Diaconu, căruia îi spun bine ați venit, fostul președinte al ANAF. Bună ziua! Domnule Diaconu, președinte al ANAF, am notat eu aici, aprilie 2013, februarie 2016. Corect. Prima întrebare a interviului nostru de azi o să înceapă cu un citat din dumneavoastră. O să vă rog să-mi dați voie să-l și citesc. La începutul lui 2016, paranoizii binomului au decapitat conducerea ANAF. Vorbeați de dumneavoastră. Ce ați vrut să spuneți prin această declarație? De fapt, nu era vorba numai de mine. Evident, da. Cu ceva timp înaintea datei când mi s-a întâmplat mie ce mi s-a întâmplat, fusese implicat într-un dosar aflat actualmente pe rolul instanțelor și judecat într-o primă instanță cu achitare. Fostul vicepreședinte, coordonator al activității de antifraudă. În februarie m-am trezit peste noapte, implicat în celebrul dosar, sau devenit celebrul Partida Romilor, împreună cu fostul vicepreședinte care coordona activitatea de administrare, domnul Gogancea, și tot în același timp, concomitent, e un lucru pe care nu s-a știut în spațiu public, celălalt vicepreședinte rămas avea calitatea de suspect într-un alt dosar. Numai că dânsul a rămas în continuare pe funcție și a fost bine că s-a întâmplat așa, întrucât ulterior avea să dosarul să fie clasat neînaintat în instanță. Așadar, în plină campanie anticorupției făcută cu mijloace de o agresivitate ieșită din comun, absolut toți conducătorii ANAF-ului au căzut ca secerați, ca la un semnal sub puterea fabricanților de dosare. Și eu am fost extrem de virulent în toate pozițiile mele publice din momentul când am fost citat ca suspect la DNA, pentru că nu am avut, nu am și evident nu voi avea niciodată nici în clinici în mânecă cu acest dosar. Pentru mine a fost o surpriză colosală și n-am crezut că se poate întâmpla într-o țară civilizată pur și simplu să fie inventat o cauză, probabil fie dintr-o incompetență crasă, fie dintr-o rea credință care mai devreme sau mai târziu va fi De demonstrată. altfel, evoluția dosarului v-a dat cel puțin parțial până în momentul de față dreptate. El a fost oarecum întors de înalta Nu, curte către DNA. dosarul a fost întors Deci definitiv aveți o victorie în și sensul ăsta, chiar dacă nu nu poate definitivă. fi altceva, domnul Bucur. Nu poate fi decât o victorie, numai că asta îmi folosește foarte puțin și nu e Nu vă important reabilitează moral. dacă îmi folosește mie. ANAF-ul la acea perioadă se afla într-un proces de reformă profund. Cred că ar mai fi fost nevoie de maximum 2 ani de zile și fața instituției ar fi arătat cu totul altfel. Eu am prevenit din momentul când am plecat pe scările DNA-ului de la prima întrevedere cu procurorul că lucrurile se vor derula extrem de negativ ca impact asupra finanțelor țării. Eu totuși aș mai zăbovi un pic la povestea asta cu paranoizii și binomul și statul de drept și v-aș întreba un lucru. Despre dumneavoastră a circulat în oraș o legendă, sau poate o confirmăm, o infirmăm împreună, că ați fi fost totuși unul dintre primii președinți ai ANAF-ului care a dat undă verde în regimentării ofițerilor, ca să spun așa, în ANAF. Până atunci, cadrele proveneau din alte zone. Cum se împacă chestiunea asta cu ceea ce a urmat și cu această prigoană cu care vorbiți dumneavoastră, unei zone oarecum Ați tot de acolo asupra conducerii ANAF-ului? folosit cuvântul potrivit, legendă. O să vă spun în premieră câteva lucruri legate de această legendă. ANAF nu a avut un protocol de colaborare cu Serviciul Român de Informații. ANAF nu a făcut altceva în perioada cât l-am condus, decât a dat curs unei decizii a Consiliului Suprem de Apărare a Țării,
prin care au fost detașați, în principal în zona structurilor de integritate și a analizei de risc, 21 de ofițeri din cadrul Serviciului Român de Informații. Toate poveștile care au circulat pe seama sutelor de agenți cu care erau infiltrați, cu care erau infiltrate structurile ANAF, au rămas la stadiu de poveste. Pe lângă ăștia 21, bănuiesc că au mai fost ofițeri și din alte structuri cu atribuții informativ-operative. Eu vorbesc de toți cei care au fost transferați pe statul de tip IEM. Da. Niciodată nu cred într-un stat civilizat nu vom putea ști dacă există și alt fel de agenți în ANAF sau în altă de acoperiți, parte. Dar eu mă gândeam tot nu, pe nu, statul erau de la tip, vedere, nu de erau tipul acoperiți. Respectiv că au venit cadre și din alte structuri de genul am ăsta, avut, Direcția Generală Anticorupție. Mai dau exemple. Adică. Am avut transferați de la Direcția Generală Anticorupție, am avut din cadrul altor structuri de la Ministerul de Interne, da. Am avut de la câțiva transferați, repet, tot pe stat de tip IEM de la Serviciul Secret al Ministerului de Interne. În consecință, era o acțiune conjugată, repet, decisă la nivelul Consiliului Superior, Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în vederea declanșării unei operațiuni consistente de combatere a evaziunii fiscale și rezultatele s-au văzut. Rezultatele s-au văzut poate chiar mult mai repede decât ne-am fi așteptat. M-ați provocat cu rezultatele și vă mărturisesc că aveam aici o hârtie scoasă de pe site-ul Ministerului de Finanțe, pe care o să o pun pe site alături de interviul nostru și pe care o să vă rog să o comentăm. E vorba de evoluția veniturilor în ceea ce privește activitatea ANAF-ului pe ultimii 5 ani. Am scos-o eu că atâta era publică, 2010-2015, cu venituri fiscale, cât reprezintă la 100% din PIB. În 2010 nu erați, 2011 nu erați, 2013 ar trebui să reprezinte primul reper la mandatului noastră. N-am văzut o creștere spectaculoasă, vă mărturisesc. Adică pe mandatul noastră s-a făcut celebra antifraudă, s-a reorganizat, s-a desființat garda financiară, a apărut această structură de forță, i-am zis noi. Cifrele n-au arătat ceva spectaculos, adică mă așteptam să văd dacă în 2011 procentul, repet, la nivelul colectării veniturilor fiscale să fie fost 19,5, spune aici, pe mandatul noastră după această reorganizare să văd 21-22%, habar n-am. Vă scapă din vedere, bănuiesc că știți cifrele, nu trebuie să vă scapă din vedere un lucru esențial. Și o să verificați toate cifrele publice disponibile, veți vedea că numai 2015 a fost singurul an din istoria ANAF-ului când s-au realizat concomitent creșterea veniturilor în sumă absolută, creșterea ponderii colectării în timp, în PIB, concomitent cu o relaxare fiscală consistentă. De fiecare dată când apreciați suma în valoare absolută și ponderea colectării în PIB, analizați și impactul măsurilor legislative de reducere a fiscalității. În 2015 vă amintesc că în pofida reducerii TVA-ului la alimente de la 24 la 9% cu 275% pentru o porțiune de bunuri aflate în cheltuielile zilnice ale populației de cel puțin 40%, taxarea a fost redusă extrem de accentuat. În pofida acestei reduceri, colectarea din TVA a crescut. Același lucru ar fi trebuit să se întâmple și în 2016, concomitent cu a doua etapă de reducere a fiscalității, pe seama presiunii asupra conformării, rezultatele în colectare să crească. Uitați-vă la evoluția TVA-ului în 2016 și în 2017 nici nu mai vorbim că deja e un lucru de notorietate. Bun, la 2017 așadar, să ne pronunțăm, da. Așadar, îmbunătățirea capacității administrative a ANAF-ului, presiunea pe evaziune a permis relaxarea fiscală, a permis ca
mediul economic să-și desfășoare activitatea mult mai relaxat și sumele cuvenite bugetului de stat să poată fi folosite în consolidarea activității agenților economici. E o realitate pe care vor recunoaște orice agent economic. Noi suntem oarecum victima ipocriziei când se face presiune pe colectare pentru ca fiecare, de la mare la mic, să-și plătească impozitele, se trezește imediat o reacție negativă, uitând cu astfel de presiuni în beneficiu agenților economici onești. Ori, pornind de la cifrele dumneavoastră, repet, anul 2015 a fost singurul an în condiții de reducere a fiscalității când s-a înregistrat creșterea atât în sumă absolută cât și ca pondere a colectării în PIB. Domnul președinte, cum merge astăzi, din punctul dumneavoastră de vedere, activitatea fiscului? Cum vi se pare? Și aș vrea să comentăm inclusiv o altă reacție pe care am văzut-o recent la dumneavoastră, în sensul că ați salutat recenta schimbare a președintelui ANAF și numirea noului președinte, doamna Mirela Călugăreanu. Am salutat această numire și nu numai numirea președintei sau președintelui ANAF în persoana doamnei Călugăreanu, au mai fost înlocuiți doi vicepreședinți cu două persoane foarte potrivite atât cât le cunosc eu. Vorbim de vicepreședintele care coordonează activitatea de administrare fiscală și șeful antifraudei. Ar trebui să fi sesizat că în aprecierea mea față de beneficiile pe care le va aduce o astfel de schimbare, am strecurat o nuanță. În măsura în care vor reuși să nu cadă pradă influențelor din exterior. Îmi place nuanța asta și vă mărturisesc că vreau să intrăm puțin așa într-un subiect și într-o zonă care a născut multe emoții în ultima vreme. Știți ce am găsit eu comun între actualul șef al ANAF, doamna Mirela Călugăreanu, și domnul pe care dânsa l-a înlocuit acolo, și anume Bogdan Stan? Faptul că amândoi au semnat la un anumit moment acte de control pentru sau asupra unei companii numite Teldrum. Bănuiesc că vă spune ceva numele. Să fie o coincidență? În mod categoric, eu desfid orice legătură a actualei președinte cu oricare dintre agenții economici, legătură de o altă natură decât o legătură profesională. Probabil că se afla în funcția care intervenea știu eu, redactarea și semnarea Amândouă acelui act personajele administrativ. pe care le-am numit Ei lucrau de mult în structură, deci. nu au avut deloc o biografie profesională comună. Doamna Călugăreanu este axată în principal pe activitatea de administrare fiscală propriu-zisă. Domnul Stan a lucrat în inspecție fiscală, în principal. Deci, cred că dacă există, s-ar putea să fie documente din metrii aia cubi care îi semnam zilnic sau săptămânal, să existe documente semnate și de mine. Apropo Nu de numai cu asta, Teldrum, ci cu pe foarte multe alte. mandatul dumneavoastră, vă amintiți de vreo acțiune de control făcută în ceea ce privește compania menționată? Îmi amintesc doar de faptul că a fost inclusă urmarea unei analize de risc minuțioase într-un program de control care urma a se desfășura în 2016. Nu mai știu nimic ce s-a Și întâmplat. vă mai solicit un pic o probă de memorie, dacă vă mai amintiți, undeva prin 2011 am găsit eu, a existat un control făcut de fisc la compania respectivă, s-a sesizat parchetul la vremea cu pricina, e vorba de niște tranzacții suspecte de bani din cadrul Teldrum către un hotel aparținând familiei Dragnea. S-a trimis, repet, o sesizare parchetului.
S-a dat între timp în 2013, dacă nu greșesc, o soluție de neîncepere a urmăririi penale. Și de ce vă întreb să faceți o probă de, sau mă rog, să încercăm, dacă vă mai amintiți o explicație, dacă știți ca după 2013, când s-a dat această neîncepere și când erați în funcție președinte, dacă s-a contestat această soluție sau s-au mai făcut demersuri în ceea ce privește acel control la companie. Am foarte vagi amintiri pentru că Tel Drumul nu a reprezentat un subiect pentru E mine, adevărat, până acum câteva luni de zile nici pentru opinia publică nu cum de era așa la altfel să modă. știți că nu a reprezentat un subiect niciun alt agent economic cu nume și prenume. Pentru noi, interes prezenta, să spunem, riscul fiscal. Indiferent dacă riscul era la Diaconu SRL sau la Bucura SA. Corect. Știu însă că noi acolo vorbim despre o soluționare în cadrul urmăririi penale, unde nu mai era necesară intervenția. Dosarul nu ajunsese în instanță ca ANAF-ul să-și exercite căi de atac. De asta nu putea ANAF-ul interveni într-o soluție a procurorului. Procurorul, Putea cu pe baza probelor administrate, a tras concluzia că nu se impune înaintarea dosarului în instanță. Dar, repet, am vagi amintiri, niciodată n-a reprezentat un subiect pentru mine. Mai degrabă, de câteva luni citesc în E mass adevărat că media prin despre. specificul muncii noastre, acolo unde ați fost, vorbim de cifre și mai puțin de nume, dar opinia publică în România s-a obișnuit cu personaje spectaculoase, lucruri picante. De asta probabil că și numele în sine face de multe ori deliciu publicului și al opiniei publice mai mult decât compania sau un bilanț, o cifră contabilă și așa mai departe. Și atunci v-aș întreba tot așa ca un element de cancan înainte de a ne muta puțin pe zona prezentului și a discuta un pic chestiunile fiscale ale zilelor noastre. Dacă vă vine în minte să spunem unul sau două dosare notorii pe care procurorii le-au preluat ca urmare a sesizărilor făcute de ANAF-ul în mandatul dumneavoastră și care s-a materializat ulterior, așa cum am spus, într-un dosar celebru. N-a fost numai unul sau două dosare, Sunt convins că au fost mai multe, v-am au zis unul, fost două de foarte multe notorietate. relevante și vă rog să mă credeți că nu m-a interesat deloc numele și Am înțeles, dar cu toate ca o chestiune acestea de mi-aduc cancan. aminte că am citit câteva dosare pe care trebuia să le avizez la înaintarea către organul de cercetare penale dacă în acel dosar ar fi fost implicați și lucrători din interiorul instituției și mi se păreau atât de bine întocmite sau mi s-a părut câteva din aceste dosare, încât și dacă știu eu, mama ar fi fost implicată în cauză, eu ca președinte ANAF nu puteam face nimic. De altfel, să știți că există la nivelul percepției publice ideea că președintele ANAF poate acționa discreționar, impunând soluții peste constatările inspecției fiscale sau a lucrătorilor din antifraudă, lucrurile nu stau deloc așa. Un președinte ANAF nu face altceva decât menegeriază în ansamblu, asigurând resursele sau alocarea resurselor echilibrat pentru desfășurarea activității. Cazuistica, oricât de important ar fi, nu este, să spunem, soluționată discreționar printr-o decizie a președintelui sau a înlocuitorilor președintelui. Dar ca să nu ocolesc întrebarea noastră, mi-aduc aminte de un dosar aflat actualmente pe rolul organelor de cercetare penală din domeniul alcoolului, care, așa cum am văzut, demantelată rețeaua evazionistă a fost, dacă vreți, o probă a profesionalismului lucrătorilor din ANAF. E vorba de dosarul Murfatlar. Da, corect. Un dosar cu un prejudiciu spectaculos, cel puțin Estimat. estimat, Vom exact. vedea ce va hotărâ instanța. Domnul președinte, haideți să ne mutăm un pic pe vremurile noastre acum, să lăsăm istoria și să
ne concentrăm pe ce trăim și ce vedem în prezent. Fostul șef al ANAF-ului, domnul Bogdan Stan, a fost demis, schimbat, mă rog, unii spun că într-un mod incorrect, alții justificat. Vreau să vă întreb, pe lângă cum vedeți dumneavoastră această schimbare, dacă a fost una oportună sau nu, dacă există oarece substrat în povestea legată de faptul că în spatele acestei demisii, a demiteri de fapt, s-ar ascunde și în celebrele probleme ale celor 12 roboscanuri, acele aparate, structuri care funcționează în vâm și care, conform unui recent raport al Curții de Conturi, au stat cam tot timpul, pe un ultimii ani de zile, defecte într-o proporție destul de mare, iar în prezent, Au stat odată cu din demiterea, noiembrie 2015. aici vreau să completăm și poate nuanțăm după aceea, iar în prezent sau în momentul în care s-a luat decizia acestei demiteri, în proporție de 100%, adică toate cele 12 aparate erau complet nefuncționale și că acest lucru ar fi putut fi oarecum imputat și șefului Nu, structurii. cred că se speculează și motivele schimbării au ținut mai mult de capacitatea managerială pe care a aprobat-o în perioada scurtă cât a fost președintele instituției. Nu este evaluat un președinte pentru, știu, rezultatul sau pentru o cauză extrem de limitată. Eu nu am, cum să spun, nu am ascuns faptul că am apreciat-o ca fiind o schimbare benefică și necesară. Nu îl recomanda nimic din trecutul profesional ca să ocupe o astfel de funcție și cred că orice alte comentarii sunt de prisos. Ați citit totuși acest raport al Curții de Conturi? Ați avut acces la el până acum? Vorbește expres de aceste aparate care, pentru spectatorii noștri, să spunem, sunt niște instalații care Este funcționează în extrem de 12 grav puncte că ele vamale și n-au care ar funcționat trebui să descopere niște nici lucruri. în cursul anului 2016 și cu atât mai puțin în 2017. Motivul de care mi-amintesc este ca urmare a intervenției Curții de Conturi, mentenanța care era asigurată printr-un contract cadru nu a mai fost prelungită printr-un alt contract subsecvent. Cauzele pentru care nu s-a făcut lucrul acesta, care sunt soluțiile, pentru că vorbim de un producător unic și în acest domeniu regulile sunt extrem de stricte, ele sunt cad sub incidența legii penale și sunt atent monitorizate de Comisia Națională a CNCAN-ul de control a activităților nucleare. E o situație extrem de sensibilă. Și cred că din dorința de a căuta neapărat un nod în papură cuiva, s-a blocat întregul mecanism al controlului nedestructiv pe frontiera României, cu consecințe care pot fi extrem de grave. Toată lumea se raportează la potențiale acțiuni de contrabandă, țigări. Unii vorbesc inclusiv de o acțiune premeditată în ceea ce privește Să știți, nefuncționarea asta. contrabanda cu țigări, pentru că am amintit-o, prin vămi se face într-o proporție dovedită statistic de maxim 30%, de regulă pe frontiera intracomunitară, pe relația Grecia-Turcia, Bulgaria, unde vama nu este prezentă, sau chiar pe fâșia aflată sub controlul poliției de frontieră. Altceva este mai grav. România este în zona limitrofă unor focare de conflict armat, într-o zonă limitrofă unor teritorii în care există un trafic de material nuclear fisionabil. Lucrurile pot fi mult mai complicate. De aceea, un an și jumătate au stat fără să facă nimic în acest domeniu și nici nu cred că au o soluție imediată. Aș vrea să ne mutăm foarte pe scurt pe zona imobiliară. Și de ce vă spun asta? Vă mărturisesc că acum câteva zile, când
pregăteam interviul nostru, mi-a ajuns, am descoperit o știre care m-a dus cu gândul la niște vremuri în care pe zona respectivă s-a creat un scandal fiscal. Pe zona imobiliară, așa cum probabil foarte multă lume știe, se construiește pe firmă sau pe persoană fizică. S-a construit pe firmă sau pe persoană fizică. Undeva înainte ca dumneavoastră să deveniți președintele ANAF-ului, a fost celebru scandal privind plata TVA-ului de către persoane fizice, lucru care eu cred că a fost extrem de normal. Până la urmă, dacă o firmă plătește, trebuie să plătească și persoana fizică acele sume. La vremea respectivă, ca să amintim spectatorilor, oamenii, sau mă rog, constructorii au invocat faptul că nu au existat norme metodologice. Sigur, ei ar fi plătit dacă normele le ar fi permis lucrul ăsta și de asta fiscul a ajuns să le impute niște sume foarte mari cu 5 ani în urmă și așa mai departe. Am făcut această scurtă introducere cu privire la ceea ce s-a întâmplat atunci pentru că acea măsură a fost luată într-un moment extrem de nepopular, pe o criză economică, în momentul în care oricum piața imobiliară era distrusă, era un segment de business evident afectat și poate n-a fost cea mai bună din punct de vedere economic. Astăzi, când vorbim, pentru aceeași categorie de constructori și de imobiliar, se pregătește sau s-a pregătit, poate mă ajutați și completăm un pic, o altă măsură și anume impozitarea cu 16% a afacerilor, ceea ce iarăși mi se pare normal, dar cred că suntem în aceeași situație în care oamenii invocă lipsa normelor metodologice. Creăm oare, sau fiscul creează astăzi aceeași situație într-un moment în care piața asta parcă a început să mai miște și există și pentru români și pentru imobiliari șansa să mișcăm ceva și pe zona asta economic vorbind? Și în trecut și astăzi, fiscul în programarea acțiunilor de control nu se raportează la nevoile pieții. Fiscul se raportează la aplicarea legii. Invocarea lipsei normelor e un subterfugiu care ați văzut că a fost demontat de instanțele de judecată, pentru că izvorul reglementării este în lege. Dacă legea statuiază faptul că pentru activități cu caracter continuu, repetitiv, acele activități sunt de natură comercială, nu e o tranzacție ocazională. Dumneavoastră îmi vindeți apartamentul mie E vorba și de peste 5 repetitivitate, ani mai corect. îmi vindeți o garsonieră că ați fost posesorul a două imobile. Este un tip de activitate de impozitat. Dezvoltatori imobiliari pe persoană fizică de zeci, sute de apartamente, vorbim de o activitate cu caracter pur comercial, care este reglementată extrem de exact cu plata impozitului pe venit, așa cum plătește fiecare operator, persoană juridică în materie. În opinia mea, faptul că fiscul în ultima perioadă și-a concentrat controlul pe astfel de activități este un element benefic. Ne apropiem de finalul interviului și aș mai avea două întrebări. Una legată de chestiunea aceasta cu trecerea obligațiilor fiscale pentru salariați de la angajator la angajat. Inclusiv acel, să zicem, scandal legat de gospodării, cum vor fi ele organizate și așa mai departe, în vederea fiscalizării cu acei consilieri pe care partidul de la guvernare urma să îi lanseze pe piață. Pentru fisc, pentru ANAF, a fost greu până acum să controleze într-un fel sau altul 600.000 de firme, plus minus pe acolo. Dacă s-ar fi făcut sau se va face această metodă în care câteva milioane, nu știu, de persoane fizice vor avea această obligație pe care o au astăzi firmele, cum vedeți din punct de vedere al controlului posibilitatea de a se verifica aceste plăți? Ce n-am putut verifica 600.000, Domnul, vom putea verifica 3 milioane de... eu la momentul când a apărut pe piață, și știți că pe studiourile de televiziune ne se demonstra la tablă Da. cum va funcționa un astfel de sistem, am avut o afirmație care poate părea exagerată și deloc politicoasă, că ne aflăm în situația unei bazaconii în stare pură. Imposibil de administrat,
Mai ales că un astfel de tip de impozit pe gospodării este pe punctul de a fi abandonat în cele câteva puține țări unde se mai aplică. Am în vedere Franța, Belgia, dar cu un alt specific, Statele Unite. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că sarcina administrativă impusă pe umerii administrației fiscale, cât și a contribuabilului, este atât de mare. Avem în vedere, pe de o parte, Corect. formularistica, declararea veniturilor în sine, cât și tot sistemul de deductibilități, încât și atât de puțin generatoare de venituri suplimentare pentru bugetul statului, încât nu se merită. Dar să presupunem că dintr-un exces de echitate fiscală ne-am propune să instituim un astfel de sistem. ANAF-ul va fi pregătit peste 6-7 ani ca să poată administra un astfel de tip de impozit. În consecință, mult zgomot pentru nimic, motiv pentru care o astfel de inițiativă, ca și inițiativa impozitului pe cifra de afaceri la mari contribuabili, a murit din fașă. Din faș. Domnul președinte, ultima întrebare e simplă, e o minge la serviciu, ca să spun așa, în teren. Spuneți-mi dacă astăzi ați redeveni președintele ANAF-ului, care ar fi prima măsură pe care ați lua-o altfel de ceea ce se întâmplă acolo, atât cât știți și vedeți? L-aș convinge pe primul ministru Tudose că e pe punctul să facă una dintre cele mai mari greșeli prin externalizarea sistemului informatic a ANAF-ului și transferarea lui în subordinea Ministerului de Finanțe, lucru care va mai întârzia cu cel puțin un an de zile niște măsuri care trebuie luate imediat, perioada în care sistemul informatic ANAF-ului riscă să intre într-un colaps definitiv. Și la fel l-aș convinge pe actualul premier de urgența redemarării programului de modernizare a administrării fiscale, abandonat cel pe care l-am inițiat împreună cu Banca Mondială. Sunt două măsuri cu un impact atât de decisiv, atât de hotărător pentru viitorul ANAF-ului, încât n-aș precupeți niciun efort în a convinge factorii de decizii să facă aceste lucruri. Domnul președinte, sperăm că premierul Tudose se mai uită și la alte idei bune, nu numai la cele care vin de la partidul care l-a propulsat acolo. Vă mulțumesc pentru prezența noastră aici și vă mai așteptăm cu drag de câte ori vom găsi subiecte comune și de larg interes de dezbătut. Mulțumesc și eu.